amortează un pic picioarele. Ăla e, perfect film. Nu filmăm un clip pe TikTok. Salutare, oameni buni, Dragoș Dadu și Georgiana Năstase. Astăzi o să vă arătăm cum filmăm un clip pentru TikTok. Și nu orice clip, acel clip care pe Instagram a explodat. 42 de milioane de vizualizări. Da? Vom încerca să punem acest telefon în diferite unghiuri ca să vă arătăm cum facem pas cu pas și, bineînțeles, editul, pentru că vom încerca și o tranziție nouă. Atenție, o tranziție în 4 lame. Ești pregătită? Da! Hai să trecem la treabă. Hai! Ce se întâmplă în acest clip? Vom face celebrul clip în care eu nu înțeleg ce vrea să-mi spună iubita, da? Bun, Georgiana o să rămână cu mâna mașina de spălat, o să mă cheme, să o ajut. Atenție, vom filma clipul în limba română și în limba engleză, da? Bun, ideea este în felul pentru următor. Fanii noștri turci și arabi de pe Instagram. Da. Ișe crudere, mânatu sunia, salam aleikum, nu știu ce am zis. În fine, am văzut că asta ne spune ei, nu. Bun, ideea este că tu acum trebuie să stai în patru labe și să deschizi ușa la mașină. Da? Trebuie să deschide, nu? Da, trebuie să o deschizi de acolo și după aia trebuie să aștepți. Ca să faci tu, da. După aia o să vă arătăm tranziția, da? Ia, fii atentă. De fapt, la legenul? Cu cinematic, numai puțin. Da. Așa, fii atent. 3. Bun, 3, 2, 1 și... Bun, perfect. Așteaptă un pic. Bun, acum dacă vedeți un telefon în imagine, este cadru fix. Filmăm primul cadru împreună, da? Bun, fii atentă. Eu o să vin de aici, în spatele tău, da? Ha. Știi? Așa, fii atent. 3. Bun, în română primul lucru. 3, 2, 1 și... Iubitule, am rămas cu mâna aici, ajută-mă! Ia să vedem ce s-a întâmplat. Doamne, nu ești atentă deloc. Hai, ridică-te și fii mai atentă, da? Bun, perfect. Primul cadru s-a produs. Mai avem nevoie de două cadre, da? Și acum vom monta totul în mașina de spălat. Să sperăm că o să ne iasă, pentru că e foarte greu cu focusul, da? E foarte greu să faci o focalizare din acest unghi, pentru că tu practic nu știi ce se filmează înăuntru. Asta e ideea. Va trebui să stai cam drept cu el, da? Da. Hai, noi închidem. Cine spunea că e ușor să-și înghită limba. Hai să vedem ce iese, da? Fii atentă. Hai. La fel, da? Ești pregătită. Bine, voi acolo să faceți liniște, vă rog. Da? Hai. 3, 2, 1 și... Ok. Și mai facem încă o dată cu băgat mâna, da? Ca și cum bagi mâna acolo, da? 3, 2, 1 și... Perfect. Hai să vedem dacă ne-a ieșit. Cel mai important lucru la filmări este să te uiți în permanență dacă ți-a ieșit corect. Pentru că, din păcate, e foarte greu să tragi cadrele, da? Ia să vedem. Primul. Mamă, e minunat. Da? Perfect. Bine, trebuie să ai și cu cine să lucrezi, ăsta e adevărul, ca ideea așa. Așa. Bun, acum pregătim cadrul 2. Dar a rămas cu mâna înțepenită acolo, nu știu care treaba. Eu nu o să mă oprim, v-ați prins voi de idee nezistă. Ok, bine. Deci, cadrul 2, da? Tu rămâi cu mâna înțepenită aici și la fel mă strici, da? Și o să vin și, bineînțeles, o să scot mâna și toate cele, da? Bine. Înainte de orice cadru, te uiți cu mare atenție, pentru că asta înseamnă să faci un clip bun și să-ți iasă un clip bun. Ia, hai să luăm poziția înainte de cadru, să vedem cum iese. Perfect, stai așa. Da? Iubitule, mi-am prins mâna aici, ajută-mă! Nu vreau aplicat în jos, să vede nașpa. Așa, ăla e, și te depărtează un pic picioarele. Da, și te depărtează un pic picioarele. Ăla e, perfect. A trebuit să găsim poziția perfectă, știm că o să vă placă faza asta cel mai mult. Iar acum punem cadru fix, montăm cadru fix, da? Ne cerem scuze că o să-l vedeți și voi în cadru, că practic o să vă ia un pic din... Ia, hai să mă asigur că nu vă ia din vizibilitate, îmi trebuie. Da, era exact, din păcate exact cu ei. Asta e, dar trebuie să ne iasă clipul. Așa, ia, întoarce capul spre mine, vorbește aici. Că acolo, eu de acolo vin. Te uiți aici. Da. Iubitul, am rămas să înțelegi și te miști un pic din fund. Da, da, eu telefonul. Gata. Așa. Bun, ești pregătită? Da. Hai, ia, vorbește un pic acolo. Iubitul, am rămas cu mâna aici, ajută-mă, te rog. Exact, mișcările, nu te dai prea mult în spate, da, că nu ești din cadru, da? Bun, fiți atenți. Bun, acum dăm drumul la filmare, da? Pregătim totul în 3, 2, 1 și...
Iubitule, mi-a rămas mâna aici, ajută-mă, te rog. Nu ești atentă deloc, nu ești atentă deloc, puteai să te lovești. Perfect, perfect, bravo, bravo, hai să vedem. Întotdeauna, după cum vă spuneam, întotdeauna verificați, da? Întotdeauna verificați-vă clipurile. O să vă arătăm la final și cum se montează, da? Perfect, perfect. Perfect. Tu schema de ninja, nu știu dacă ai observat. Da, te-ai întors așa, ca Gigel Frumos. Și acum ultimul cadru al clipului. Ultimul cadru va fi făcut în felul următor. Eu voi sta aici la birou, la masă, da? Da? Și tu pur și simplu, fii atent. Tu pur și simplu vii de aici. O să pleci de aici, așa. Și tu când ajungi la scaunul ăsta, te pui și îți spui: iubitule, am nevoie de ajutor, mi-a rămas spatele înțepenit. Eu mă uit și... Iubitule, așa. Mi-a rămas spatele înțepenit, ajută-mă, te rog. Exact. Și o să mă ridic și zic: ia să vedem, Doamne, Doamne, rămâi aici nemișcat, o să merg la farmacie să-ți iau ceva, știi? Și vreau să ies din cadru de aici ca să nu mai mă văd. Eu rămân așa. Și tu rămâi așa, dar o să faci o chestie, fie având în vedere că camera e acolo, tu o să pui mâna așa și să faci o chestie. Ceva de genul, da? Bun. Hai să dăm ăsta jos, că e prima oară în limba română. Am făcut și în română și în engleză și e foarte important să schimb un element în momentul când filmez. Și vesta asta, bluzița asta a fost un element, da? Acum am pus-o frumos acolo, ați văzut, da? Ce-i simuiesc, mai? E gata? Da. Ia dintre. Acolo lângă verdea. Mai. Nu te vezi, perfect. Bun. Și acum, dăm drumul la treabă, 2, 1 și... Iubitule, mi-a înțepenit spatele, ajută-mă, ia să vedem, ia să vedem, mamă, o să mă duc la farmacie, ți-au îmi repede niște antiinflamatoare, rămâi aici nemișcată, rămâi aici, da? Da? Ar trebui să ies din cadru. Hai să ne uităm să vedem ce ai să vedem. Am ajuns la momentul editului. Eu editez în InShot, da? Și am să vă arăt acum toate cadrele puse în InShot. Uitați, deja le-am pus aici, le-am tăiat puțin pentru că nu vreau să dureze foarte mult. Și aici la început avem o chestie foarte mișto pe care trebuie să o facem, da? Da, să luăm sunetul, pentru că deocamdată nu avem nevoie de sunet. Hop. Ați văzut chestia asta, cum ridică mâna? Clipul următor este montat cu începutul, când ea pune deja mâna, vedeți? Și astfel, iar eu acum o să fac și această tranziție. O lăsăm un pic deschiderea de ușă și fiți atenți acum ce a ieșit. Ia fiți atenți. Wow. Perfect. Hai să vedem dacă este perfect, da? Acum trebuie doar să tăiem. Cam cât durează un edit? Mă, sincer, un edit durează între 15 și 45 de minute, depinde de cadre. De ce spun 45 de minute sau chiar o oră? Pentru că am avut unele clipuri unde am avut 30 și ceva de cadre. Și e greu să le legi pe toate între ele. La milisecundă, greu. Da. La milisecundă, da. Uite. Da? Iar aici trebuie doar când deschizi și acum. Deja e prea mult asta. Uitați-vă, ăsta are o secundă jumătate și deja e foarte mult. Da? Iubitule, am rămas cu mâna aici, ajută-mă! Aoleu, ce ai făcut? Uite, nu ești atentă deloc. Hai, ridică-te și fii mai atentă, te rog. Bun. Pe ăsta deja îl scurtăm de aici. Clipul inițial avea un minut în momentul când am băgat cadre. Un minut și 45 de secunde în momentul când am băgat cadrele. Hai să vă arătăm produsul final, să vedeți câte secunde are, da? După 40 de minute am ajuns și la final. Atenție, am filmat un clip în 40 de minute și l-am și editat, pentru că ăsta nu se editează foarte greu. Mi-a luat doar 10 minuțele, da? Haideți să vă arăt și produsul final, da? Uitați cât de frumos a ieșit din punctul meu de vedere. Sigur o să vă placă și vouă. Play! Iubitule, am rămas cu mâna aici, ajută-mă! Aoleu, ce ai făcut? Uite, nu ești atentă deloc. Hai, ridică-te și fii mai atentă, te rog. Iubitule, mi-a rămas mâna aici, ajută-mă, te rog. Nu ești atentă deloc, nu ești atentă deloc, puteai să te lovești. Iubitule, mi-a înțepenit spatele, ajută-mă, te rog. Ia să vedem, mamă, o să mă duc la farmacie, ți-am repede niște antiinflamatoare, rămâi aici nemișcată, rămâi aici, da? Da? Bun, ce vreau să vă arăt este foarte important în momentul când salvați clipul la final, da? Să aveți aici rezoluția la 1080 și atenție, 60 fps, da? Pentru că doar așa puteți filma și edita și salva totul în calitate reală.
Oameni buni, cam așa se lucrează la un clip. De asta a ajuns și această placă aici, da? Știți cu toții placa de 100.000, pentru că și pe YouTube facem lucruri extraordinare. Vă rog frumos, apăsați clopoțelul, dați un subscribe și la mine, și la Georgiana Năstase, și pe Instagram vă așteptăm, bineînțeles, și pe profilele noastre de TikTok, Dragoș Dado și Georgiana Năstase. Mulțumim frumos că ați fost cu noi aici și dacă vă plac lucrurile astea, vă rog frumos, lăsați în comentarii și o să mai facem. Mă înclin.